Bun găsit, sunt Cătălin Gora și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Antrenamente militare cu rezerviștii. Ministerul Apărării anunță că bărbații apți de serviciu militar vor fi chemați la sfârșitul lunii la centrele militar teritoriale, unde au viză de reședință. Exercițiile ar urma să dureze aproximativ 5 zile și au scopul de a verifica aptitudinile rezerviștilor în mânuirea unei arme. În primul rând, obligația cetățeanului este de a se prezenta la locul unde este invitat, prezintă actele care sunt menționate și specialiștii din domeniu vor analiza fiecare persoană în parte și vor intra cu problemele care sunt. Într-adevăr, sunt oameni care au la întreținere persoane în etate sau copii mici de care răspund. Noi intrăm în situații și aranjăm transferul acestei instruiri ulterior. Nu trebuie să-și ia concediu, angajatorul este obligat să îl elibereze, să-i mențină salarizarea în conformitate cu legislația în vigoare. Nu este scopul de amendare. Noi nu mergem pe cea mai drastică soluție. Este pentru a antrena procesul de instruire a rezerviștilor. Antrenamentele sunt programate în perioadele 20-24 și 27-31 mai. Activitatea de instruire va dura 5 zile, având drept scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor și familiarizării acestora cu echipamentul și armamentul din dotare. Conform programului de pregătire, aceștia vor studia regulamentele militare și vor participa la ședințe de tragere. Contactați de TV8, responsabilii din cadrul Ministerului Apărării au precizat că persoanele care sunt angajate în câmpul muncii vor prezenta ordinul de chemare a angajatorului pentru a fi învoit să participe la antrenamentele militare în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2024 și legii cu privire la rezerva forțelor armate. Cele mai recente exerciții s-au desfășurat în luna martie curent la baza militară de instruire a Armatei Naționale. Următoarele instruiri vor demara în luna iunie. Aproape 200 de oameni ar urma să fie amendați de poliție pentru că au purtat ieri panglica Sfântului Gheorghe, simbol folosit de armata rusă în agresiunea militară din Ucraina și care a fost interzis în Republica Moldova. Aceștia riscă o amendă de cel puțin 4.500 de lei. 189 de persoane au fost fixate pentru încălcarea prevederilor articolului din Codul Contravențional al Republicii Moldova, care se referă la purtarea panglicii bicolore. În cazul a 73 de persoane dintre acestea, a fost deja stabilită identitatea. În următoarele zile vor fi identificate și restul. Precizăm faptul că numărul polițiștilor care au monitorizat ordinea publică de 9 mai pe teritoriul Republicii Moldova a fost majorat. În mare parte, panglica bicoloră a fost purtată ieri la Marșul Victoriei, organizat de opoziția prorusă. Alături de simpatizanții lor, simbolul interzis a fost agățat la piept și de conducerea socialiștilor. Amintim că afișarea panglicii Sfântul Gheorghe, dar și a însemnelor Z și V, au fost interzise în Republica Moldova în 2022, fiind catalogate ca și simboluri a invaziei ruse în Ucraina. Persoanele fizice care sfidează legea riscă amenzi de la 4.500 la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore. Pentru persoanele cu funcție de răspundere, amenda poate ajunge la 18.000 de lei. Nu e clar anul trecut câți oameni au fost sancționați. De exemplu, Igor Dodon s-a lăudat presei că s-a judecat cu poliția și a câștigat procesul. Încă doi vamici sunt cercetați pentru că au luat mită și au închis ochii la nereguli în procesul de vămâire a mărfurilor. Este vorba despre doi inspectori vamali din cadrul postului Cahul Oancea. Astăzi CNA a descins cu percheziții. Potrivit materialelor cauzei, inspectorii ar fi pretins și primit sistematic de la transportatorii de pasageri și colete mijloace bănești între 100 și 500 de euro, suma variind în funcție de valoarea mărfurilor transportate. În cadrul acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație în cauză penală, au fost documentate mai multe cazuri de pretindere, primire și transmitere sub controlul CNA a mijloacelor bănești, precum și a altor bunuri materiale. În cadrul verificărilor de la postul Vamal Cahul Oancea la domiciliile și automobilele bănuiților ar fi fost ridicate mai multe probe. CNA nu spune însă despre ce exact este vorba și nu oferă alte detalii. A urcat beat la volanul unui tractor și din neatenție a ucis un om. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost condamnat la 6 ani de pușcărie cu interdicția de a mai conduce vreodată un mijloc de transport.
Cazul a avut loc acum 3 luni. Potrivit procurorilor, bărbatul care conducea un tractor i-a permis unei alte persoane să urce în remorcă, deși acest lucru este interzis de regulamentul circulației rutiere. După ce a început deplasarea, din neatenție, inculpatul nu a observat că victima a căzut din remorcă și l-a strivit cu roata. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a decedat pe loc. Testul la alcoolemie a arătat că șoferul se afla în stare de ebrietate cu grad avansat. Sentința este cu drept de atac la Curtea de Apel Bălți. Alertă în municipiul Bălți, doi copii au găsit în apă o grenadă, dar și mai multe cartușe. La fața locului au intervenit mai mulți specialiști din domeniu care au securizat zona și au ridicat obiectele periculoase. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. În acest context, dar și în contextul vacanței sărbătorilor pascale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări pentru siguranța copiilor, precum și pentru părinții acestora. Astfel, minorii sunt îndemnați să respecte tehnica securității în perioada vacanței, să evite jocul sau atingerea obiectelor periculoase și necunoscute. În cazul depistării unor obiecte neobișnuite sau suspecte, oamenii sunt rugați să alerteze imediat serviciile de urgență. Mai mulți salvatori îndeamnă părinții să supravegheze copiii, dar și să informeze cu privire la regulile de siguranță și la potențialele riscuri. Totodată, în perioada vacanței, adulții sunt îndemnați să monitorizeze minorii în vederea evitării riscului izbucnirii unor incendii în locuințe, în urma nerespectării regulilor antincendiare și exploatării necorespunzătoare a instalațiilor electrice și a celor conectate la gaze. Totodată, părinții sunt rugați să fie precauți și să nu lase la îndemâna copiilor lichide ușor inflamabile sau alte obiecte ascuțite și periculoase. Un adolescent de 17 ani a fost prins în flagrant cu droguri pe strada Alba Iulia din capitală de polițiști Inspectoratului de Poliție Buiucani. Acesta a fost condus la inspectorat, unde a predat benevol 40 de pachetele cu substanță care se presupune a fi drog, fiind transmise pentru efectuarea expertizei la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciară al IGP. Băiatul este cercetat penal pentru circulația ilegală a narcoticilor. Accident violent în capitală, o femeie a ajuns la spital după ce a fost pulberată de un automobil. Preliminar s-a stabilit că victima, în vârstă de 46 de ani, traversa regulamentar strada pe zebră. Totul s-a produs în această după amiază la intersecția străzii Băciuii Noi cu șoseaua Muncești. Potrivit poliției, femeia în vârstă de 46 de ani traversa strada la o trecere de pietoni nedirijată, moment în care a fost lovită cu putere de un vaz, la volanul căruia se afla un bărbat de 67 de ani. În urma impactului, femeia a fost preluată de ambulanță. Aceasta a fost internată la spital, fiind diagnosticată cu mai multe fracturi. Responsabilii de la urgență ne-au spus că aceasta se află în stare gravă, dar stabilă. Poliția a inițiat o anchetă. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc.